Trei zile de surprize, distracție și voie bună îi așteaptă pe mehedințeni, începând cu data de 27 iulie, la o nouă ediție a Festivalului Berii. Evenimentul se va desfășura în zona Crișani din municipiul Drobeta, Turnu-Severin. În perioada 27-30 iulie, mehedințenii sunt așteptați la petrecere și voie bună pe promenada Crișan la Festivalul Berii. Evenimentul este organizat de către Primăria Drobeta Turnu-Severin în parteneriat cu Boema Catering. Distracția va fi întoi 3 zile și 3 nopți. Muzica va răsuna în tot orașul. Festivalul va fi acompaniat de către Orchestra Tan Music, vor urca pe scenă Liliana Bunceanu, Ionuț Iovănel, Mariana Ganțu, Emilia Dorobanțu, Cosmin Bârlan și mulți alții. Concerte în aer liber, muzică de calitate și de toate genurile, parte distracție pentru cei mici și foarte multă bere rece. Voia bună pentru cei mici va fi asigurată de cel mai mare și frumos parc de distracții. Trenulețe, castele, tobogane gonflabile și carusele. În fiecare zi, iar pe părinții așteaptă grătarele încinse la maxim și stropite cu bere rece din belșug. De asemenea, trupele Zavera și Direcția 5 vor încânta publicul pe promenada Crișan. În cadrul acestui eveniment, mehedințul meu este partener media.